Hey guys, eu sunt Jumpy, n-am mai venit de mult pe platforma asta YouTube și am lipsit destul de mult, dar am avut niște probleme personale care trebuie să le rezolv. Îmi cer mii de scuze pentru tot că am lipsit atât de mult și nu am mai dat niciun semn de viață de ce se întâmplă de fapt. Cam facerea de bine, putere de mamă, vorba aia. Și proverbul ăsta cred că l-am folosit de foarte multe ori. Deci, astăzi m-am gândit să fac povestea piercingului meu din limbă, deoarece nu l-am făcut ca un om normal. Am fost într-o gașcă de prieteni la o cafenea și o prietenă de-a mea și-a făcut piercingul limbă și am avut inspirația, bă, unde ți l-ai făcut, cât ai dat. Și nu-ți dai seama cum îmi doream așa mult, vreau să mi-l fac și am apelat și la un prieten, că știam că și el face. Mi-a spus că mi-a mai ieftin, este mult mai ieftin dacă îmi cumpăr eu tija, adică piercingul, și mi este mult mai ok financiar. Totul bine și frumoase. Am trimis un mesaj prietenul meu, vezi să-ți cumperi mănuși, care să fie sterile, o flexură, niște vată, nu niște vată, piercingul și cam atât. Ok, am zis, bine, hai că le cumpăr. După aceea m-am întâlnit cu acea persoană în centrul Timișoarei. Totul bine și frumos. Unde facem piercingul? Păi dacă mergem până la mine acasă, stau departe, la tine iar este destul de departe. Și ce am hotărât noi? Să mergem în parcul botanic, parcul nostru de lângă, era fix lângă centru. Și am zis, hai să mergem în parcul botanic, expresia lui. Și am zis, ok, hai să mergem. Ai sper la tine? Nu am. Și singura soluție era să mergem la o farmacie care era fix pe colț. Îți dai seama că prietenul meu împreună cu iubitul meu s-a dus în parc. Și cu prietena, iar eu cu prietena cea mai bună am fost la farmacie să cumpărăm niște spirit. Îți dai seama că ei nu au o formă de spirit să dea milimetric sau... Iau doar la sticlă mare și mă întreabă farmacistul, ai nevoie să-ți faci un piercing? Și răspund, da. Și în acel moment mi-a plăcut foarte mult gestul lui și mi s-a părut super ok tipul când efectiv s-a oferit să ne ajute. A luat o bucată de vată, a mers în spate, a pus niște spir și efectiv mi-a zis, du-te de aici, du-te mai repede că se evaporă. Am mulțumit frumos și am tulit-o în parc. Totul bine și frumos. I-am dat mănușile prietenului meu când am ajuns acolo, la micul meu. Și așa a pus mănușile, i-am dat piercingul să dezinfecteze mănușile, să le dezinfecteze cu acea vată cu spirit. Și trecem la treabă, nu? Efectiv, am așezat pe o bancă acolo în parcul botanic. Am închis ochii pentru că altfel mă speream maxim și nu aveam... Nu eram eu în stare să privesc tot procesul ăla. Și mi-a zis doar să-mi țin limba cu dinții. De o mână îl țineam pe iubitul meu fix așa. Cu o mână eram așa și închideam ochii și țineam limba cu dinții. L-auzeam odată, nu mai strânge așa tare că pot să... Efectiv să-ți muși limba cu totul, să nu mai curgă venele, când era deja vânătă. Dar eu credeam că mușc normal, dar din cauza adrenalinei, eu nu mai știam ce se întâmplă. Totul bine, am simțit cum a băgat flexura în limbă. Și în acel moment, ai farfeca la tine? Nu. Aveți careva farfec acolo? Nu. Și eram ceva din acum, ce se întâmple? Știu că avea un prieten de-a meu, avea un fel de... Că eram gașcă, eram mai mulți, eram eu, iubitul meu, prietena mea cea mai bună, amicul care îmi făcea piercingul și încă vreo 2 sau 3 băieți, care era din gașca noastră. Și i-a dat, bă, uite, am cuțitașul ăsta milimetric. Și atâta s-o chinuise de să taie vârful ăla acolo, pentru că nu era scuțit. Și pe mine mă durea și efectiv făceam că nu puteam să spun cuvinte, deoarece țineam limba.
Și a reușit până la urmă să îl dai. El înjura pe acolo, haide-mă o dată că uite, o chinui pe fată. Și na, mi-a pus prin, singur a reușit să înfileteze, nu știu ce. Nu mi-a curs sânge, am avut noroc deoarece nu a prins nicio venă. Asta e lucru cel mai ok și cel mai bine, nu știu, vizualizat. Adică mereu când te duci să faci un piercing și scurge sânge, ei, de fapt e inevitabil să nu se spargă o venă, dar ar fi de preferabil să nu. Deoarece că dacă îl pui pe mijloc, nu ar trebui să scurgă. Acum depinde cât de profi ești. Și nu, nu faceți același experiment cum l-am făcut eu. Mergeți la un salon, faceți-vă la un salon și e totul mai safe și e mai bine. Credeți-mă, e mult mai ok dacă te duci la un salon, la un profesionist, îți prinde limba cu clești, nu-ți ții tu cu limba, că poate ai instinctul să-ți tragi limba din cauza durerii și e mult mai ok să te duci la un salon. Na, totul bine și frumos. Mi-am deschis ochii, se simțea foarte ciudat. Efectiv, am stat jumătate de oră pe bancă pentru că adrenalina mea cum a fost la maxim, efectiv mi s-a pus ceață deasupra ochilor și simțeam că tot pământul se mișcă și mi-e rău. Această problemă am avut-o mereu, foarte, adică aproape tot timpul, deoarece sunt emoțiile alea care te pătrung atunci când faci o chestie extremă pentru tine care nu ai mai făcut niciodată. Eu, de exemplu, mi-am făcut găuri în urechi singură, am flash-uri de 6 mm în urechi făcute de mine, deci am cam experimentat câte ceva. Și, na, pe parcurs îți dai seama pentru a se vindeca, s-au umflat și așa mai departe, dar nu m-a oprit ca să nu mănânc, pentru că mulți prieteni ziceau, îmi ziceau că acum mănânci supă cu paiu și, din păcate, le-am dat contradictoriu, deoarece am putut să mănânc tot ce am vrut. Chiar nu am avut restricție, doar că timp de săptămână, îți dai seama, nu ai voie lactate, deoarece e o rană deschisă, iar laptele aduce cel mai multe bacterii. Deci lactate n-am avut voie timp de o săptămână, dar eu nu prea sunt cu lactate, le-am fost ok și așa nu prea consum. Printre lactate nu intră și oul. Oul poți să-l mănânci, nu ai treabă. Lapte, brânză, care mai este? Iaurt și așa mai departe. Ciocolată cu lapte, iar nu ai voie și așa mai departe. Cam asta a fost experiența mea. Dacă v-a plăcut acest video și doriți să mai postez experiențe din viața mea, cum ar fi al doilea tatuaj care am avut o pățiene destul de nașpa, scrieți-mă în descriere. De la voi am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe. Hai să facem la videoclipul ăsta 100 de like-uri. Nu vă cer mai mult, doar 100, să fiți alături de mine și să văd că existați acolo. Vă iubesc foarte, foarte mult și chiar dacă sunteți în număr mic, chiar vă ador. Și ce pot să zic, ne vedem data viitoare. V-am pupat, bye!